De teamă să nu-i fie date peste cap concertele organizate pentru diasporă, Ilan Șur avertizează moldovenii din străinătate că poliția va fi cu ochii pe ei. După ce Marina Tauber a fost cuiduită la spectacolul de la Veneția, primarul de Orhei spune că evenimentul ce urmează să aibă loc la Torino, forțele de ordine din peninsulă vor avea grijă ca show-ul să decurgă fără probleme. Între timp, moldovenii din regiune se mobilizează pe rețelele sociale pentru a protesta. Pe 18 noiembrie, Anastasia Lazariuc va cânta pentru moldovenii din orașul italian Torino. Interpreta va ajunge în peninsulă la cererea partidului Șor, care organizează o serie de evenimente muzicale în diasporă. Și care voi acum veniți în Italia și faceți concerte gratis? Cu care bani? Care plătiți la Anastasia Lazariuc 1.600 și de euro? Care plătiți pentru preoți, pentru senatori italiani, italieni, mii și de euro? banii noștri. Moldovenii care locuiesc în zonă anunță că vor protesta în ziua respectivă în preajma localului unde se va desfășura concertul. O situație similară s-a produs și la mijlocul lunii octombrie, când vicepreședinta formațiunii ȘOR, Marina Tauber, a fost huiduită la Veneția. <fie> Cu tine, de, 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 de asfalt. Astăzi, primarul de Urhei promite să ia toate măsurile necesare astfel încât nimeni să nu-i strice sărbătoarea la Torino. Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri adecvate și dure atât față de organizatori cât și față de executanții acestei fără de legi. Deja am informat poliția italiană atât despre atacurile de la Veneția cât și despre provocările ilegale planificate pentru acțiunile noastre ulterioare, a scris Șor pe Facebook. Nu puteți să ne speriați! că ați dat ordin de acum a la poliția italiană să vie să vă păzească pe cine? Pe voi? Ce prostii ziceți? Anterior, reprezentanții partidului acuzau protestatarii din diasporă că ar fi fost finanțați de opoziția extraparlamentară din Moldova, fapt negat de reprezentanții acestora. Primarul de Orhei a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare în dosarul BEM. El rămâne în libertate până la o decizie a Curții de Apel Cahul.